links van hem is Nezu. Daar, want bij NEC verdedigt er nu niemand meer. En dan mag ook Nezu een doelpunt maken. A fost o zi normală și la antrenament tot a fost ca de obicei, doar că de cât a fost clipa aia a fost diferit și a schimbat după aia tot viitorul. Era februarie 2012 când l-am întâlnit prima oară pe Mihai Neșu la Utrecht, în Olanda. Trecuseră exact 9 luni și 8 zile de la accidentul care îi schimbase tot viitorul. Amintirea acelei clipe era încă puternică, greu de povestit, prea dureroasă, copleșitoare uneori. Știu doar că la un moment dat, după un duel cu un coleg, nu mi-a mai simțit corpul și da, exact cum s-a întâmplat să ajung în situația aia, nu știu. Nu mi-am pierdut cunoștința, doar că am avut probleme de respirație, dar am fost conștient până la masă de operație când m-am adormit. Era ciudat să ajungi într-o secundă să nu-ți mai simți corpul. La gravitatea accidentării nu m-am gândit pe moment. În Madrid, din operație, mi-am dat seama exact că e ceva foarte grav. Mi-am dat seama în felul cum mă simțeam. Și, bineînțeles, și mi-au zis diagnosticul și la ce se așteaptă ei și era destul de grav, era mult mai grav decât e acum. Și atunci a fost puțin trist, da? Ușor ne-am obișnuit cu situația. Pur și simplu s-a întâmplat și acum nu rămâne decât să văd ce pot să repar în ce s-a stricat. E septembrie 2019. Se împlinesc fix 8 ani și 4 luni de când Mihai Neșu încearcă să repare ce s-a stricat în acea zi de 10 mai 2011 pe stadionul FC Utrecht în timpul unui antrenament. Suntem la Oradea, iar astăzi parcă am în față un alt Mihai Neșu, cu privire luminoasă și un zâmbet atât de senin de parcă nimic rău nu i s-a întâmplat vreodată. E liniștit, împăcat și mulțumit cu viața lui, cu tot ce a reușit sau n-a reușit să repare până acum, cu tot ce a construit și ce a învățat în acești ani. Dar mai ales e fericit că e, exact așa cum e. De multe ori chiar nu simt că am vreo problemă și mă simt foarte bine. Perioada aceasta din viața mea este cea mai fericită de când sunt chiar și în situația asta. Eu sunt bucuros așa cum sunt. N-am nevoie de nimic în plus. Numai să fiu mai bun. În cei 8 ani din noua sa viață, a înțeles că ceea ce i-a fost dat să trăiască e de fapt un prețios dar divin. Mihai Neșu a uimit o lume întreagă cu forța prin care a reușit să meargă mai departe și să dea peste cap toate previziunile sumbre și toate statisticile pesimiste. Am fost toate la control acolo în Olanda și mi-a zis un doctor că din 100 de oameni, 99 mureau. După accident, prognoza lor a fost că nu voi respira singur niciodată și nu voi mișca nimica niciodată. Și am întrebat de ce și a zis că fiindcă așa zic statisticile la nivelul tău de accidentare și faptul că respir singur deja de 8 ani și mișc mâna dreaptă, poți conduc scaun și am început să mișc și mâna stângă, e dovada că este ceva mai sus decât știința care nu ține de noi și Dumnezeu știe la fiecare când e momentul să facă un pas înainte. Mihai Neșu, cel de azi, e activ și muncește de dimineața până seara. Lucrează pe calculator și a descoperit recent pasiunea pentru grafica animată 3D. Face recuperare în centrul pe care l-a construit pentru copii în suferință ca el, locul în care foarte mulți s-au ridicat din scaunul cu rotile. Bravo, bravo, dar mai frumos, da? Nu te grăbi. Și, într-un fel, odată cu ei, s-a ridicat și Mihai. E model și inspirație pentru întreaga comunitate care îl privește cu respect și admirație. A adunat în jurul lui oameni cărora le-a schimbat destinul. Mihai Neșu, cel de azi, e convins că accidentul a apărut în viața sa cu un rost, ca să-i arate cine e el cu adevărat și cât de multe lucruri era capabil de fapt să facă, dar habar n-avea. Probabil nu eram pe drumul care trebuie și Dumnezeu a îngăduit această
această accidentare ca să-mi dau seama ce greșele am făcut, ce probleme am în caracter și să încep să mă antrenez, să le corectez, fiindcă asta cred că desfacem în fiecare zi, să ne dăm seama unde greșim în felul nostru de a fi, în relația cu oameni, în relația cu Dumnezeu, în relația cu noi, să căutăm în fiecare zi să ne îmbunătățim. Și sunt convins că Dumnezeu de asta a îngăduit, fiindcă la El sufletul e cel mai important. Dacă vrea Dumnezeu, fiind în orice situație, oricât de grav, bolnav, El dacă vrea într-o clipă, îți dă așa o bucurie în suflet, nu mai simți că ai nicio problemă fizică. E ora 9 dimineață și Mihai pleacă de acasă, cartierul de la marginea orașului, unde recent a cumpărat și amenajat un apartament. L-a pus gratuit la dispoziția părinților care vin la recuperare cu copiii în Oradea, ca să nu mai cheltuie alți bani și pe cazare cât stau aici. În fața blocului e încă un mare șantier, iar muncitorii sunt fericiți să-l revadă pe Mihai. Când asfaltați aici? Multă sănătate. Sănătate și noi să spor la treabă. Da? Super! Cât s-a lucrat la apartament, Mihai a fost șef de șantier. Venea și singur până aici ca să supravegheze personal lucrările de amenajare. Totul a fost gândit de el, iar azi e fericit să ne arate prima sa operă adevărată de design interior. Miruna! Ceau! Ți-a spus că vine! Ceau! Miruna e cam timidă, cu siguranță din cauza noastră. Cu Mihai se știe de ceva vreme, de când părinții fetiței de 4 ani și jumătate au aflat cât de eficiente sunt terapiile care se fac la centrul de recuperare din Oradea. Rezultate au apărut chiar după prima serie de terapii. De atunci, cam o dată la 2 luni, sunt aici, într-un loc pe care deja îl consideră a doua casă și de unde reușesc de fiecare dată să plece cu mai multă forță ca să lupte cu boala celei mici. Pentru că am bateriile când vin la centru. Văd că sunt părinți în acea situație ca mine. Ducem greu împreună. Simt că celelalte mămici mă înțeleg. Uh-huh. E greu să vorbești cu o mămică cărui copil e sănătos. Pentru că nu înțelege. Mihai? Da. Are nevoie de terapie. N-are nevoie. Mămicile sunt cele mai puternice. Eu admir foarte mult mămicile de la care vin la noi la centru. Însă au putere fantastică. Și eu am pățit, că am fost și eu până tot felul de spitale și nu e așa relaxant. Atunci eu încercat să fac lucruri un pic altfel, să mă gândesc cum mi-ar plăcea mie să fie unde mă duc și la cazare și la terapie. Exact așa a gândit apartamentul. Modern, colorat, spațios și foarte practic. Și e veșnic ocupat pentru că în permanență, de peste tot din țară, vin copii la terapie. Am mai fi stat la povești, dar ne tot bruia zgomotul care venea de afară, dinspre șantier. Se pare că muncitorii n-au glumit. Chiar s-au apucat de asfaltat aleea din fața blocului și vor să o termine până se întoarce Mihai. El va fi de altfel primul om care va trece peste noua rampă. Muncitorii îl așteaptă pe margine de parcă i-au pregătit covorul roșu. Au, ce fain a făcut! A zis că zilele astea a asfaltat, nu are. V-a schimbat planul? Sigur! Da. Mulțumim! Uite cu covorul liniște acolo. Da? Da. Nu mă împământez. Nu. A făcut în... Nu mai trebuie să cobor cu spatele. Nu, nu. Ah, ce fain. Da. O să arate foarte frumos aici. Da. Na, mulțumim de viteză. Asta înseamnă să miști lumea, să transformi oamenii din jurul tău, să le fii model, să inspiri și să-i încurajezi prin propriul exemplu, ca să devină mai buni, mai eficienți, mai empatici cu cei în suferință. Mihai Neșu este pentru comunitatea sa un reper. Este genul acela care nu se plânge niciodată că e prea greu sau imposibil, orică e treaba statului și el nu e plătit pentru asta. Dacă poate să facă ceva ca să schimbe în mai bine viața unor oameni, nu ezită să o facă. Așa cum s-a întâmplat cu microbuzul acesta, de exemplu, pe care fundația lui Mihai Neșu îl pune gratuit la dispoziția oamenilor imobilizați în scaun cu rotile. Mergem la o persoană care este în scaun rulant, pe care îl duc deja de aproximativ 3 luni la Spitalul Județean la Pansat. Dânsul a avut o intervenție chirurgicală destul de severă la degetele picioarelor și trebuie pansat periodic. E unul dintre cazurile acelea fără soluție. Un om imobilizat în scaun cu rotile care nu se poate deplasa la spital decât cu mașina. Iar în taxi, ori nu e luat, ori nu încape. Sunt sute de astfel de oameni în oraș, captivi în apartamentele lor mici de la bloc, de unde nu au cum să coboare și nici cum să meargă mai departe.
Sunt persoane care nu au ieșit de ani de zile, sunt persoane care se deplasează nu greu, foarte greu, și atunci noi încercăm să-i ajutăm în primul rând cu transportul, iar unde nu este posibil accesul direct la mașină, avem un lift special care îl folosim pentru coborât și urcat scările. Am avut un bunic care ținea neapărat să participe la botezul nepotului dânsului și nu ieșise din casă de peste 3 ani. Și nu pot să vă descriu bucuria, în primul rând, a dânsului, dar a cunoștințelor, rudelor. Când am ajuns la sala de evenimente, l-au înconjurat, îl pupau, îl strângeau în brațe. Așa a ajuns domnul Mihai, șoferul și un fel de psiholog al fundației, pentru că i-a fost dat să asculte multe povești emoționante și uneori a fost nevoit să mai și șteargă niște lacrimi. Dar când mașina lui ajunge la poarta unui pacient sau pur și simplu trece prin oraș, oamenii știu că e ceva de bine. Microbuzul cu flori colorate e cel care duce peste tot speranță și zâmbete, iar azi o aduce și pe Steliana la terapie. Ceau, Steliana! Nu, acum ai dormit cu plasa de țânțar pusă? Altă viață, nu? De 5 ani, așa îi întâmpină Mihai pe toți copiii care vin la centrul de recuperare. Cu voie bună, ca și cum se adună toți aici la o mare petrecere. Uite-l pe Vasile. Ceau, Vasile, nu te-am mai văzut de mult. Unde ai fost? Oh, ai fost în concediu. Toți copiii îl știu pe Mihai și Mihai îi consideră pe toți, într-un fel, și ai lui. Sunt peste 140, oaza lui de bine și de optimism, motivul pentru care a decis în toamna lui 2013, la 2 ani după accident, să se întoarcă definitiv acasă, la Oradea. În Olanda, e adevărat, aveam tot ce trebuie, dar ceva în suflet, simțeam că nu sunt de trebuie. Deși nu lipsea absolut nimic, tot era organizat, atâta că suflet. Așa am făcut, chiar dacă a fost puțin așa, pe nepregătite. A fost foarte greu. Când m-am întors, nu era gata casa, adaptată. Am trebuit să stau la hotel vreo lună jumate. Și a fost anul următor, au murit părinții mei. A fost o perioadă de tranziție foarte grea. E o perioadă despre care vorbește foarte puțin. A adunat durerea pierderii celor dragi ca într-o cutie și a închis-o bine, ca să poată merge mai repede, mai departe. El se întorsese acasă cu un plan, să le ofere copiilor cu probleme neurolocomotorii din România exact aceleași condiții de tratament ca în Olanda. Acolo făcuse de fapt și primii pași în realizarea acestui vis. La niciun an de la accidentare, Mihai deschidea în Olanda fundația care îi poartă numele, printr-o gală la care au participat toți foștii săi colegi de echipă și multe personalități din lumea sportului. I really hope that this will be the start of a very big foundation. So we need your help. Thank you. Din donații și licitații s-a adunat atunci o sumă importantă de bani. La scurt timp a urmat și o campanie organizată de Antena 3. Cu peste 100.000 de euro în cont și un plan pe termen lung, Mihai Neșu s-a întors acasă și a deschis centrul de recuperare, în care, de mai bine de 5 ani, schimbă destine, pe ale copiilor și pe al lui. Însă bucuria mea de fiecare zi. Mă bucur foarte mult când vin și văd. Și ne ajutăm reciproc. Ei mă ajută pe mine când îi văd așa puternici și cum lucrează așa vesel și noi ajutăm aici cu ce putem să le punem la dispoziție ca să facă terapii cât mai constant. În holul de la intrare, pe un perete, este scris motoul după care s-a ghidat în toți acești ani grei și alături e afișată organigrama fundației. Fotografii cu toți membrii echipei, terapeuți, șoferi, administratori, așa cum arătau ei în copilărie. Undeva în mijlocul panoului zâmbește poznaș o fetiță pe nume Iulia. O recunoașteți? Pe partea atelierelor mai avem câteva detalii de aflat. La bugete? La bugete, da, la creșterea animalelor acolo. Nu mai trebuie câteva detalii. Ea este omul care a devenit în ultimii ani mâinile, picioarele și uneori creierul lui Mihai. Fără ea, recunoaște el, n-ar fi reușit să facă ceea ce e azi, centrul și fundația în general. Acum 5 ani, când totul era doar un plan frumos pe hârtie, Iulia a acceptat cu greu să plece de la București, acolo unde avea și casă și loc de muncă, și să vină până la Oradea pentru câteva zile, cât să-l cunoască pe Mihai și să-i dea niște sfaturi despre cum să pună pe picioare ideile sale. De Mihai nu știam nimica, atunci am început să caut poze cu el,
pe internet și informații, să văd de fapt la cine mă duc. Am stabilit cu el că merg 2-3 zile și când am început să caut informații erau numai articole de speriat despre drama pe care a trăit-o. Erau și articole din astea ciudate, ca și cum că e un blestem prin ce a trecut și... Iar pozele erau la fel de debusolante, erau poze cu el de când era fotbalist, era așa foarte slăbuț și foarte agitat și erau poze cu el de când era deja în scaun cu rotile și arăta total altfel. Sincer, după ce am citit, m-am înfricoșat mai tare. Și am venit și mi-am dat seama din primele secunde că e un om ok. El era în lift, făcea transferul din pat în scaun, m-a salutat, a fost așa foarte cald. După care ne-am apucat chiar de la început să facem un plan. Și aproape fără să-și dea seama, Iulia a realizat că luase deja decizia. Va rămâne la Oradea, cât va fi nevoie de ea. A intrat astfel într-o lume total necunoscută și dură, în care peste tot erau lacrimi, suferință și suflete mutilate de durere. Copiii cărora nu le mai dădea nimeni nicio șansă, părinții a căror lume se prăbușea cu fiecare pas pe care copilul lor îl făcea în scaunul cu rotile. În lumea asta, fără cuvinte, fără speranță, fără perspective de mai bine, Iulia a realizat câtă nevoie era de ajutorul pe care îl dădea fundația lui Mihai Neșu. Imediat ce au început înscrierile pentru terapii, vestea s-a răspândit în toată țara. La început, cred că au aflat vreo 2 părinți. Dacă au aflat 2 părinți, a fost suficient să fie 30. Pentru că părinții se anunță între ei. Ei au comunitățile lor online în care își scriu toate problemele, în care își găsesc uneori împreună soluții. Imediat și-au dat de știre. O să se facă un centru de recuperare, putem face terapii. În scurt timp, centrul a devenit neîncăpător. Atât de mare era nevoia și atât de mulți erau, de fapt, cei care aveau nevoie de terapie. Spațiul închiriat inițial devenise insuficient. Nici terapeuți nu mai erau în oraș. Dar de fiecare dată când s-a lovit de câte o situație limită ca aceasta, Iulia a știut că undeva, o putere ascunsă de care n-a crezut că e capabilă, o va ajuta mereu să găsească forța de a urni lucrurile. Pentru copii, pentru Mihai și pentru ea. Pentru că în biroul acesta mic de la parterul unui bloc, Iulia nu primise un simplu job, ci o misiune de viață. În momentul de față nu cred că aș avea ceva mai bun de făcut. Atunci când există atâția copii, sunt sute de copii care au atâta nevoie de terapiile astea și când vezi că fac progrese unii din ei și că învață să meargă, că zic primele cuvinte, că învață să se ridice de jos și tu ești acolo și că ceva reușești să faci pentru ei, e ca și cum ai fost ales să faci lucrul ăsta, cred că e un privilegiu cumva. Eu dacă mă gândeam singură, nu cred că puteam să aleg așa de bine. Cred că cumva mi-a trasat așa Dumnezeu o cale și cât timp va fi calea asta, o să merg pe ea. Deschide mânuța tare, hai. Hai, faci asta pentru noi, hai să vedem. Wow. Aproape, ai fost aproape. Nu râde, nu râde. Dă-i drumul, dă-i drumul. Dă-i drumul așa, hai, bravo. Super. Într-una din sălile de terapie, Mihai și Iulia încurajează de pe margine un pui de om, tot un zâmbet și tot o bucurie atunci când reușește să prindă cu mâna o bilă roșie. Un gest atât de mic, o victorie atât de mare pentru copilul care a primit notă minimă la naștere și șanse egale cu zero să fie normal vreodată. Primul doctor, când i-a făcut tomograf și l-a văzut, avea și căpuțul foarte mare, ne-a spus că pronosticul este sumbru, dar a văzut cazuri bune care s-au transformat în cazuri rele și cazuri mai puțin bune care au evoluat. Alți doctori ne-au spus că nu o să se întoarcă de pe parte pe alta, că nu o să se ridice niciodată din pat. De când a venit el pe lume, părinții au căutat peste tot remediul care ar putea să-l facă bine pe Sebi. Au ajuns la clinici renumite din Spania sau din Ucraina, unde au cheltuit mii de euro și au obținut rezultate abia sesizabile, până au aflat de centrul lui Mihai Neșu. Un an de zile au stat pe lista de așteptare. Centrul era foarte aglomerat, dar din prima zi când au ajuns aici, au înțeles că sunt într-un loc binecuvântat. Pe Mihai l-am cunoscut când serba zilele de naștere la copii, la el acasă. Și când l-am văzut, așa, Doamne, atâta lumină a venit pe terasă când a ieșit. Și așa bun el cum este și ce transmite foarte mult Mihai. El este ca și familia noastră acum. După prima serie de terapii, Sebi a făcut progrese spectaculoase și pentru prima dată a reușit să se ridice singur în picioare.
la duci pe celălalt lângă, te sprijini în mâini, mai mult, mai mult, mai mult. Trebuia să duci piciorul mai față, dar așa și-a venit. Și sus. Bravo, Sebi! Bravo, Sebi! Bravo! Doamne, ce frumos! Mihai l-am cunoscut când serba zilele de naștere la copii, la el acasă. Și când l-am văzut, așa, Doamne, atâta lumină a venit pe terasă când a ieșit. Și așa bun el cum este și ce, îmi transmite foarte mult Mihai. El este ca și familia noastră acum. După prima serie de terapii, Sebi a făcut progrese spectaculoase și pentru prima dată a reușit să se ridice singur în picioare. Aici, da? La duci pe celălalt lângă, te sprijini în mâini, mai mult, mai mult, mai mult. Trebuia să duci piciorul mai față, dar așa și-a venit. Și sus. Bravo, Sebi! Bravo, Sebi! Bravo! Doamne, ce frumos! Acela a fost momentul în care părinții au decis să se mute pentru totdeauna la Oradea, ca să fie aproape de singurul loc în care copilul lor avea șansele cele mai mari să se facă bine. Ne-am mutat aici pentru că aici vedeți și dumneavoastră cum este. Este wow, totul curat. Ei sunt minunați, Doamne, atâta bunătate, atâta căldură. Terapeuții la fel, lucrează foarte bine. Lucrează ca în străinătate. Nivelul este foarte ridicat. Azi, Sebi e un băiețel vesel, jucăuș, care abia așteaptă să poată explora lumea. Acum vine aproape zilnic la terapie. Știe că jobul lui este să se facă bine. Iar Mihai nu mai contenește să se bucure de toate minunile acestea care se întâmplă sub ochii lui în fiecare zi. Sunt mulți copii care au făcut primii pași aici? Da, avem care, la vârstă de 7 ani, au făcut 2 pași și acum merge. La un moment dat făcea și sărituri singură. Da, e bucurie când vezi așa lucruri. Pas. De-astea. Pas. Pas. Avem mai mulți copii. Acum, ce să facem ca să țin de minuni progresele astea, da? Ce ține de noi, noi facem exerciții, antrenamente. Fetița din povestea lui Mihai este Rebecca. S-a născut la Craiova, dar a făcut primii pași la Oradea, când avea 7 ani. Acum are 9 și planuri mari pentru viitor. După ce mă să merg singură, merg la balet. Rebecca a fost printre primii copii care a beneficiat la Oradea de o terapie revoluționară, unică în România. Se cheamă Terasut și constă în folosirea unui costum care, inițial, a fost conceput pentru a fi utilizat de către cosmonauți în spațiu, ca să treacă mai ușor peste efectele imponderabilității. În fapt, costumul și corzile în care micul pacient este ancorat îl ajută pe acesta să-și găsească foarte ușor propriul echilibru al corpului, iar prin exerciții repetate, creierul va memora perfect poziția corectă. Nu te grăbi, nu te grăbi, bravo, 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 bravo! Bravo, 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 bravo. Te întorci. Bravo, bravo, bravo. De multe asta avea probleme, l-a întors. Tu faci piruetă. Ca la palet. Bravo, 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 dar mai frumos, da? Nu te grăbi, nu te grăbi, nu te grăbi, nu te grăbi. După 2 sesiuni de astfel de exerciții, Rebecca s-a ridicat pentru prima dată singură în picioare și a început să meargă. Are diagnosticul de parapareză spastică. Când a venit aici, nu reușea să stea în picioare mai mult de 10 secunde, iar după prima sesiune deja reușea să facă primii pași. Acum merge singur prin centru. Asta e cea mai mare bucurie a terapeutului. E ceea ce ne ține practic să continuăm lupta asta. Perfect! Bravo. Sincer, cred că n-am reacționat așa cum mă gândeam că o să reacționez, pentru că așteptam de atâta timp încât cred că am fost așa sub șocul momentului. M-am bucurat foarte, foarte tare, vă dați seama. După a doua tură, nu mai știu, poate Andrei mai știe, a doua sau a treia sesiune, a doua sesiune a început să meargă singurică pe distanțe scurte. Mergi până acolo frumos. Da, fără să cazi, da? Încet, fără să te grăbești, până acolo. Da. Până la mine, du-te frumos. Bravo, încet, da?
Bravo, Legler! Foarte bine! Deci când mă gândesc că fetița asta nu se tea 3 secunde în picioare... Au trecut 3 ani de atunci și cu fiecare pas pe care îl face, Rebecca e mai aproape de visul său, acela de a fi balerină. Alături de Andrei, terapeutul care i-a dat aripi atunci când picioarele parcă nu mai ascultau și care a învățat-o că atunci când îți dorești cu tărie ceva, în primul rând trebuie să scoți din vocabularul tău expresia "nu pot". Așa, corectează, bravo. Și ăsta? Bravo. Bun, ok? Micuță, pișorul tău. Când a venit prima dată la centrul lui Mihai Neșu ca voluntar, Andrei nu și-ar fi imaginat cât de tare îl va schimba această experiență. Să știi că ieri l-am pupat pe Andrei. Vai de mine, dar de ce? Întinde genunchi, întinde. Îl iubesc. Oh, măi, Alex. Am văzut copii care au făcut primii pași, copii care au făcut progresii de la a se rostogoli, de a se ridica neașezat, mers pe genunchi sau mers în patru labe. Progresele diferă în funcție de diagnostic și de copil și de cât timp fac terasuit. Să ajuți niște oameni mici să facă primii lor pași de oameni mari, să dai speranță atunci când medicina dă doar verdicte dure, să transformi suferința în curaj și niște copii considerați pierduți pentru societate în niște luptători veritabili, este una dintre cele mai frumoase meserii din lume. Asta se întâmplă cu absolut toți oamenii care, la un moment dat, ajung să-l întâlnească pe Mihai Neșu. Prima dată când l-am văzut pe Mihai, l-am văzut, m-am emoționat și am întins mâna și a zis Mihai. Atunci am dat mâna cu el pentru prima dată. Eu îl știam pe Mihai de când era jucat la Steaua, sunt fan, sunt stilist și îl vedeam la televizor. A prima întâlnire cu un fotbalist adevărat a fost wow. Iar de atunci am așa o foarte mare drag de Mihai pentru tot ceea ce face pentru copiii ăștia. Este un erou, lucrează aici în centru în fiecare zi, îi încurajează pe copii, copiii îl încurajează pe el. Este de minune. Hai la Mihai și hai să dăm noroc cu Mihai, da? Ciao! Ciao, Mihai! Ciao! Când îi vede așa, fericiți, zâmbitori, ieșind din această clădire pe picioarele lor, mai siguri pe ei și mai puternici, Mihai simte că viața lui are sens, are cel mai nobil și mai important sens. De la ei, de la micii lui eroi, își ia el forța și motivația să meargă mai departe. Sunt foarte multe lucruri de învățat. Naivitatea lor, cred că ne este și nouă de folos în viață, fiindcă noi tot timpul ne batem capul cu foarte multe probleme. Ei au niște probleme foarte grave, unii dintre ei, și ei le tratează cu bucurie. Când îi vezi aici la terapie, lucrează, nu îi vezi niciodată supărați, foarte puțin copii care nu vin bucuroși la terapie. Și cred că cel mai important lucru care poți să-l înveți de la ei, să trăiești bucuros în orice situație care ți se ivește în viață. Avem un băiețel care vine de departe și băiețelul ăsta are un fel de tic verbal. Dar e atât de simpatic și mama lui ne zicea că îl face și pe stradă. Ce se întâmplă? Vine la tine și te întreabă, ești bucuros? Și chiar așteaptă răspunsul, dacă nu răspunzi, te mai întreabă o dată. Spune-mi, ești bucuros? Și oamenii răspund. Și mă gândeam, până la urmă, asta e tot ce contează. Noi mergem câteodată pe stradă și suntem cu mintea total aiurea. Ne gândim la, nu știu, la orice altceva, la griji, la servicii, la bani, la cumpărături. Și de fapt asta e tot ce contează. Indiferent ce faci tu, ești bucuros? Asta e tot. Tu ești bucuroasă, Iulia? Eu da, eu sunt bucuroasă. Sper să pot fi destul de recunoscătoare pe măsura bucuriei. Să nu rămân datoare pentru toată bucuria asta care mi este oferită. Bucurie este și în inima lui Mihai de când îi are în preajmă pe cei mai importanți eroi ai vieții sale, pentru care ar face orice sacrificiu și de la care a învățat cele mai valoroase lecții ale sale. E ceva special la copiii aceștia. Vezi pe echipurile lor ca o bucurie de asta inocentă și cu care își duc crucea asta fiecare ce problemă are și sunt de admirat alături de părinții lor care au grijă de ei extraordinar și au o putere fantastică. Bucurie este și în sufletul terapeuților care simt uneori că antrenează copiii aceștia pentru o importantă olimpiadă, dar și în glasul părinților atunci când puiul lor face un pas cât de mic,
ori reușește să stea singur pe șaua unui cal. Ține-te bine, tati, ține-te bine spatele drept, da? Aceasta a fost una dintre primele mari victorii obținute de Sebi după câteva ore de terapie prin călărie. În primele ședințe avea nevoie de susținere și pe parte și pe alta calului, deci nu se putea ține singur, nu avea mobilitatea necesară, plus avea spasticitate, iar după 5 ședințe a reușit să meargă singur. Se întâmpla la o fermă de lângă Oradea. Copiii fundației lui Neșu au rezervată aici, gratis, o zi pe săptămână doar pentru ei. E felul Alinei Silaghi de a-și arăta admirația pentru acești copii luptători și de a-i fi aproape lui Mihai în această misiune. Aveam cai pregătiți pentru terapie, avem psihologa cu care avem o colaborare, avem locația, aveam deja rezultate și am zis de ce să nu se bucure și copiii din Fundația Neșu de acest lucru. Știam doar că Fundația are peste 100 de copii, între timp am aflat că în jur de 140, deci mulți. Știam că dizabilitățile lor sunt din arii foarte extinse și tocmai fiind așa o diversitate, am zis să se bucure din cât mai multe zone copiii de terapie. Și au început să vină copii, cu tot felul de probleme, locomotorii, sindrom Down ori autism. Scene absolut emoționante s-au întâmplat în manejul cailor. Cât durează terapiile, Alina stă undeva departe la umbră. Îi e greu să asiste la astfel de momente, să vadă părinții de pe margine cu lacrimi în ochi, ori transformările uimitoare prin care trec acești copii. A văzut cu ochii ei că ceea ce se spune prin cărți de specialitate despre terapia prin călărie care ar face minuni, e chiar adevărat. Avem copil cu autism care la 5 ani aici a spus primul cuvânt. Adolescent care după câteva ședințe și nu multe a reușit să umble cu cadru, el fiind imobilizat în scaun cu rotile. Deci sunt rezultate spectaculoase, dar dincolo de aceste rezultate spectaculoase, fiecare ședință ne aduce câte un rezultat și un pas înainte. Hai să vedem, poți să nimerești aici? Bravo! Bat de palmă! Super! Ai încă una? Bravo! Rolly își termină ora de terapie cu gândul la săptămâna viitoare când se va juca din nou în manej cu Xena. Alt copil așteaptă cu minte la intrarea în fermă să-i vină rândul, dar mulți alții, din păcate, vor aștepta poate luni de zile și tot nu vor avea parte de așa ceva. Sunt sute de copii cu probleme neurologice ori locomotorii din România care nu au acces la niciun fel de terapie pentru că pur și simplu nu există locuri suficiente pentru toți. Ăsta e gândul care îl macină acum pe Mihai Neșu. A reușit cu fundația lui să ajute mulți pacienți de o șchioapă. Dar cum rămâne cu ceilalți care stau pe lista de așteptare cu lunile? Cum le va spune părinților disperați că pentru copiii lor nu mai e loc? Da, e cam dificil pentru că avem copii pe lista de așteptare în toate perioadele. E problematic pentru că mai sunt 3 copii înainte, deci care sunt prioritari. Deci noi, dacă cineva ne anunță că nu vine, atunci îi sunăm pe cei de pe lista de așteptare. În timp ce la biroul fundației Iulia se străduiește să dea veștile acestea proaste cu blândețe, acasă, Mihai tocmai a găsit o soluție și lucrează la ea. Deci cam ăsta e centru. Intrare pe acolo, asta e clădirea principală, aici sunt fermele, aici o să fie terapie horticolă cu legume, fructe, aici e grădina senzorială, acolo e cazarea și parcarea și în programul ăsta am construit și după aia trebuie să-l mut în alt program, asta e o poză cu baia randată, asta e cazarea, aici e intrarea, lift, locurile de cazare. Așa arată următorul mare proiect al lui Mihai Neșu. Un centru unde să încapă, dacă s-ar putea, toți copiii din România care au nevoie de terapie. Probabil unul dintre cele mai moderne centre de recuperare și tratament din această parte de Europa. Vreo câteva zile și nopți la rând, Mihai și-a imaginat cum ar trebui să arate acest loc de poveste, după care s-a apucat de construit totul pe calculator într-un program de grafică animată 3D. Mihai, v-ai învățat să faci singur astea? Da. Bine, nu singur, cu ajutorul celor care pun tutoriale pe YouTube. De exemplu, la programul ăsta m-am uitat 3 zile la toate tutorialele de pe site și au fost foarte explicite, foarte simple. Și, da, folosindu-l,
că punând texturi la centru nou, am lucrat 13 zile, cam 70 de ore în total. A fost nevoie doar de câteva mici adaptări pentru ca Mihai să poată lucra singur pe calculator. Tastatura i-a fost transferată pe telefonul mobil, iar funcțiile mouse-ului au fost preluate de către unul dintre joystick-urile cu care Mihai își manevrează scaunul rulant. Așa a reușit în timp record să facă visul lui cât se poate de real și, într-un final, să descopere că pasiunea mai veche pentru jocurile pe calculator i-a devenit, până la urmă, extrem de folositoare. Ajunsesem, când era sănătos, să mă duc cu PlayStation portabil și la baie să mă joc și faptul că pasiunea asta mea pentru calculatoare nu mi-a lăsat-o Dumnezeu, dar mi-a transformat-o în ceva de folos și mi-a lăsat, cum ar fi, bucuria asta să lucrez pe calculator, dar mi-a oferit șansa să fac ceva pentru alții. Și cred că cea mai mare bucurie care poți să o simți atunci când ești folos pentru ceilalți. Urmăriți chiar acum filmul 3D realizat de către Mihai Neșu, cu proiectul imaginat în întregime tot de el. Centrul de recuperare și terapie va fi ridicat undeva la marginea orașului Oradea, pentru ca cei mici să aibă unde să zburde pe afară, în aer curat, să se joace cu animalele de la fermă și să facă terapie prin călărie. Vor fi, evident, și săli de recuperare medicală și spații de cazare pentru părinți, piscine pentru terapie, grădini senzoriale și sere în care vor fi cultivate legume ori fructe. Ne-am gândit că la centrul acesta să facem și ateliere. Ne-am gândit să avem un solar mai mare în care să plantăm legume cu ei, să învățăm să facă asta, să învățăm să le culeagă, să avem un nectar bar, asta înseamnă că vom avea salate, vom avea sucuri naturale pe care să învețe să le facă ei. Pe calculator totul arată acum perfect. Mai e nevoie doar de bani ca să pornească și construcția. Am făcut în mare un calcul și cu construcțiile și cu pământul și cu grădinile senzoriale care trebuie amenajate și după aia probabil și primele luni de administrare, că undeva în jur a 3 milioane de euro. Este o sumă mare, depinde cu ce o compari. Având în vedere necesitățile copiilor și multitudinea de părinți cu probleme, mie mi se pare chiar o sumă infimă. Comparând acum cu fotbalul, că tot înseamnă fotbal, unde în ziua de azi se învârt sume exorbitante, 3 milioane nimica. Așa că nădăjduiesc că oamenii care au posibilități vor veni alături de noi și ne vor ajuta fiecare cum poate. Când spune asta, se gândește evident la oamenii care l-au mai ajutat. Nu neapărat cei cu bani mulți, mai degrabă cei cu inimă mai mare decât orice sumă din cont. Cei care înțeleg necazul, suferința și boala și care, de obicei, transformă puținul lor în imensul ce poate schimba viața acestor copii. În jurul lui Mihai se întâmplă mereu astfel de gesturi tulburătoare. Vin anumiți pensionari, dau bani mulți, 200-300 de lei, donație, mi se pare o chestie foarte mare. E ca bănuțul văduvei din Evanghelie și țin minte că de vreo 3-4 ori m-a sunat Iulia și îmi zicea că uite, a venit la noi o tanti și a donat o sumă destul de mare. Și mai pus și la biserică când merg, mai pățesc, când mă trezesc cu câte o băbuță pe lângă mine care îmi bagă aici sub mână 100-200 de lei și zice pentru fundație, pentru fundație, pentru copilași și aceea. Pentru copilași. Și zic, haide să-i vedeți. Nu, lasă, zice, pentru fundație și când o să mai am o să vă mai dau. Și lasă, mi se pare impresionant. Înseamnă că e de folos ce facem, că dacă n-ar fi de folos, Dumnezeu n-ar lăsa să facem ceva ce ar fi greșit atâta timp. Așa că pleacă noul său mare proiect cu speranță și încredere. În jurul ideilor bune se adună întotdeauna oameni buni, spune Mihai. Crede cu toată ființa că va reuși și de această dată. De altfel, acesta e cuvântul care îl călăuzește în această misiune. Cred în proiect, în minuni, în oameni care au puterea de a împlini astfel de vise. Cred este cuvântul pe care oricine dorește să-l sprijine pe Mihai Neșu în construirea acestui centru, îl poate trimite la numărul de SMS 8844 și 2 euro vor ajunge în contul fundației pentru a ridica împreună în România cel mai modern complex de servicii pentru copii care vor să se facă mari, nu niște adulți asistați cu certificat de handicap. Sperăm ca oamenii să înțeleagă necesitatea asta.
poate e prea liniștit modul în care o transmitem noi. Căci, nu știu, pe grupurile părinților e jale. Sunt disperați. Copiii cresc, părinții îmbătrânesc și ce se întâmplă cu ei? E o durere pe care încercăm să-i convingem să-și o amâne, cumva, ca să nu să nu cadă în deznădejde sau copiii ăștia când cresc mai mari, majoritatea rămân în case. Rămân efectiv în blocuri, în apartamente, se uită pe geam la oamenii de afară, pentru că nu prea mai au ce să fac. Copiii pe care statul i-a trecut deja la pierderi pot primi astfel șansa de a fi util societății. Pot spera că se vor ridica din scaunul cu rotile și mai departe că vor da înapoi la un moment dat binele primit. Dar din dar se face rai și totul se întâmplă în viață cu un rost, crede cu toată convingerea Mihai Neșu. Dumnezeu nu vrea suferința omului, dar nu cred că a dorit nici accidentul meu. Dar l-a îngăduit tocmai în ideea ca să mă ducă pe drumul care trebuie și fiind un catâr așa de caracter, probabil numai prin multă suferință puteam să-mi dau seama că sunt pe drum bun și așa cu un pic de nuia m-a dus Dumnezeu pe drumul care trebuie și mi-a dăruit practic tot ce acum în viața mea e un dar de la Dumnezeu de care mă bucur. El mi-a dăruit și fundația, toți oamenii din jur care mă ajută sunt dar de la Dumnezeu care în fiecare zi mi-a dus bucurie. Drumul lui până aici a fost însă ca o golgotă. Din fiecare cădere a învățat câte ceva. În primul rând să se ridice. A vrut să abandoneze, s-a ascuns de oameni o vreme, s-a înfuriat, s-a întrebat de milioane de ori de ce eu și ce rost mai are viața în condițiile astea. S-a văzut inutil pe pământ și multă vreme i-a fost imposibil să mai găsească un motiv, cât de mic, pentru a trăi. 3 ani de zile nu a putut dormi nicio noapte întreagă, și aduce aminte astăzi Mihai. Era măcinat de dureri, depresii și întrebări. Până în ziua în care a ajuns pentru prima dată pe muntele Athos. Dacă la început a fost multă neliniște și nesiguranță și dezamăgire și deznădejde, acum toate astea s-au transformat în bucurie, în speranță, în nădejde, în Dumnezeu. Orice greutate, cu ajutorul Dumnezeu, dacă ai răbdare, te transformă în bucurie. Să transformi cea mai mare tragedie din viața ta în speranță, să faci din propria dramă motivație pentru a-i vindeca pe alții. Aceasta e marea lecție pe care Mihai Neșu a învățat-o cu fiecare zi în care n-a mai putut să meargă pe picioarele lui decât în vis, până într-o altă zi în care a încetat să mai facă și asta. De multă vreme n-a mai visat că merge sau că joacă fotbal. El e așa cum e, cel de azi. Și reușește astfel, mereu activ și în permanentă acțiune, nu să dărâme munții, așa cum se spune, dar să dea impresia că ar fi capabil să-i urce oricând. Mihai, până la urmă, își folosește doar capul, da, îl mișcă, ține un pic în gură și mișcă mâna dreaptă, fără degete, deci doar mâna așa puțin, și puțin mâna stângă și atâta. Și dacă vedeți ce face, te simți așa, ca... Nu știu, te umilește munca lui și energia lui. Și cu felul acesta al lui reușește să schimbe destine și oameni. De când lucrez aici, sunt mai fericită ca înainte, pentru că îmi dau seama că fericirea chiar ține de foarte multe lucruri simple. Dacă înainte mă plângeam că mă dor picioarele, știu și văd pe câți copii și-ar dori să aibă papucii tociți de aici, din fundație. Chiar și Mihai are tot timpul papucii noi, doresc să-i facă praf, să-i învechească. Pentru mine cred că a fost un privilegiu și o ocazie așa nemaipomenită să poți să faci bine și să-și trăiești din asta. Adică ce poate să fie mai grozav de atâta? Adică să poți să faci bine prin meseria ta. Să faci bine poate deveni într-adevăr o meserie care nu se învață la școală ori din manuale. O deprinzi și o transformi în stare de a fi. E o meserie din care nu se iese la pensie și care te ajută să privești lumea cu alți ochi, dar mai ales te învață să crezi în minuni.
Mihai Neșu asta așteaptă acum, să-i se întâmple o minune, dar între timp îi demonstrează în fiecare zi lui Dumnezeu că merită să-i se întâmple. Mie mi se pare minune orice se întâmplă în fiecare zi și faptul că stăm acum aici de vorbă și nu e un uragan, ca în altă parte. Poate fi nu e o minune. Nici măcar un nor. Da. Viața e plină de minuni, de lucruri extraordinare. Numai trebuie să fim atenți în jurul nostru, să vedem că în fiecare clipă se întâmplă ceva minunat în jurul nostru. Mihai, cel pe care l-am revăzut în această toamnă la Oradea, e probabil cel mai optimist om pe care am avut marele privilegiu să-l întâlnesc în această viață. Un om care se bucură de tot ce are, de fiecare zi cu soare și de toate avioanele care trec zilnic pe deasupra casei lui. Mihai, cel de acum, se consideră norocos că trăiește oricum și e recunoscător lui Dumnezeu pentru asta. Nu știe cum va fi mâine, dar azi face tot ce-i stă în putință să nu treacă în zadar. Mihai crede în oameni și în puterea binelui care se poate multiplica prin ei. Asta l-a făcut pe el, așa cum sperăm că am putut să vi-l arătăm în acest reportaj. Sincer, nu știu dacă am o misiune sau n-am o misiune. Știu că din experiența mea și din ce am trăit și din ce am văzut, ce am mai citit, ce am mai vorbit cu oamenii, singura misiune omului pe pământ e să ajungă sfânt. Iar dacă în vreo zi sunteți supărați că nu va ieși ceva sau că nu ați câștigat suficient dintr-un proiect sau că nu puteți cumpăra ceva scump și, în general, ceva vă nemulțumește și vă face nefericiți, păstrați în minte aceste cuvinte. De multe ori chiar nu simt că am vreo problemă și mă simt foarte bine, fericit și perioada aceasta din viața mea este cea mai fericită de când sunt chiar și în situația asta. Eu sunt bucuros așa cum sunt. N-am nevoie de nimic în plus. Numai să fiu mai bun. Atât.